Până în prezent, la nivelul județului Constanța au fost activate 268.000 de carduri de sănătate. Deși cifra depășește procentul de 50%, există și în prezent un număr considerabil de dispozitive ce așteaptă să fie distribuite și activate. Față de 122.251 la data de 5 mai, adică pe acea perioadă între 1 februarie și 5 mai, când sistemul mergea în paralel. Începând de săptămâna trecută, la nivelul casei Constanța ne-au fost remise și cardurile asiguraților de la Opsnaș, 4.239 de carduri și 512 carduri pentru pensionarii militari. Câteva mii de carduri se găsesc în continuare la sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate, însă altele se află la medicii din județ. Este numărul 51 de pe lista 1. Domnul Florin Canciu. Înainte de a face demersuri pentru a intra în posesia cardului de sănătate, asigurații trebuie să verifice în prealabil dacă documentul se află la medicul de familie. Asta pentru a nu face un drum în zadar la Casa de Asigurări de Sănătate din Constanța. Totodată, în această perioadă sunt tipărite și carduri pentru noi asigurați ai sistemului medical. În momentul de față există o comandă la Imprimeria Națională, în jur de 600.000 de carduri pentru persoanele care s-au asigurat în acest interval, deci noi persoane asigurate. Pentru tipărire, se estimează că până la sfârșitul anului vor mai fi tipărite câteva sute de mii, astfel că peste un milion jumate de carduri noi vor fi tipărite și în această perioadă. Deci și îl vor primi prin serviciile poștale ca și inițial. Deci cei care au primit inițial, toți prin serviciile poștale cu acel aviz care vine, procedura standard. Serviciile medicale care fac parte din programele naționale de sănătate furnizate prin intermediul Casei Județene s-au dovedit a fi o salvare pentru mii de constanțeni. În 2014, prin Programul Național de Oncologie, peste 35.800.000 de lei au fost folosite pentru tratamente. Prin programul de diabet, 23.000 de pacienți au intrat în terapie, iar dintre cei cu boli cardiovasculare, 99 au primit stimulatoare cardiace. 151 au necesitat intervenții de chirurgie vasculară, iar 22 de pacienți cu hemofilie și 4 cu talasemie au beneficiat de servicii medicale care au atins o valoare de peste 500.000 de lei.